Un mafiot italian dat în urmărire de 7 ani a fost prins după ce s-a dat singur în vilag. Trăia liniștit în Republica Dominicană fără să dea de bănuit. Însă dorința de a-și arăta talentele culinare l-au determinat să-și facă un canal de pe YouTube unde prezenta rețete italiene. Nu își arăta niciodată chipul, însă nu a avut aceeași grijă să-și ascundă și tatuajele. Interpolul l-a prins și l-a repatriat în Italia. Este membru al mafiei calabreze Ndrangheta, una dintre cele mai puternice organizații criminale din lume, care controlează traficul de cocaină din Europa. În ianuarie, în Italia, a început unul dintre cele mai mari procese din istoria sa împotriva acestei mafii, cu peste 500 de inculpați și alte sute de martori și avocați.